Oameni buni, am stabilit, trăznitul degetelor nu este periculos și vreau să mergem la al doilea experiment pe care îl facem. Al doilea mit, să vedem dacă este mit sau nu. Este un pic controversat. Oare mâncatul sănătos este într-adevăr scump? Dacă locuiești la țară, ai un petic de pământ și ceva animale, să zic că nu e chiar așa de scump. Dar dacă locuiești la oraș și trebuie să cumperi din supermarket, te cam usucă. Așa produsele și când... bio sunt mai scumpe. Corect. Așa este. Și, într-adevăr, produsele bio sunt foarte scumpe. Sunt atât de scumpe încât, la un moment dat, nu merită să dai atât de mulți bani pe produse bio, poți să le iei pe cele convenționale. Pe de altă parte, mâncarea procesată devine din ce în ce mai nesănătoasă pentru că nu există, din păcate, reglementări. Corporațiile mari vor să facă profit și, în mod natural, scad foarte mult calitatea mâncării și ea devine și nesănătoasă, foarte nesănătoasă și mai ieftină. Așa că dacă am compara mâncarea bio, da, cu mâncarea ultraprocesată, în mod cert ni s-ar părea că mâncarea sănătoasă este foarte scumpă. Haideți să vedem dacă putem să găsim totuși un consens în mâncatul sănătos care să nu fie atât de scump și să vedem de fapt dacă se poate să facem asta. Hai să mergem la supermarketul Medicul, unde ne întâlnim cu Carmen. Un stil de viață echilibrat alături de Apa Bucovina. Bun, suntem în supermarketul Medicul împreună cu Carmen, cum v-am promis, și vrem să vedem dacă mâncatul sănătos într-adevăr este scump. Și Carmen, am o provocare pentru tine. Avem aici toate bunătățurile astea și vreau să-mi faci un coș de 100 de lei. Un coș de 100 de lei care să fie sănătos. Crezi că reușești? Sunt pregătită. Sunt convinsă că reușesc. Fii atentă. Eu o să am și un calculator aici și vreau să calculez fiecare produs pe care îl pui tu în Avem coș. Niște prețuri estimative pe care le-am pus aici. Sigur că ele pot varia. Poți să găsești produsul mai ieftin sau mai scump, dar important este că trebuie să înțelegi că trebuie să faci un pic de efort, să prepari mai mult acasă, să gătești mai mult acasă și să fii mult mai disciplinat și organizat. Și asta e, știi cum, e un efort care te duce la sănătate, pentru că acel gătit acasă face mâncarea mult mai sănătoasă, da? Deci coșul de 100 de lei și mai gustoasă. Corect. Hai să vedem. Deci avem 100 de lei la dispoziție. Ce punem? Avem nevoie de următoarele categorii. O să punem cereale și o să iau mălaiul ăsta, cred că e în jur de 5 lei. Bun, deci pun 5 lei, da? 5 lei, am început da? Cu 5 lei, bun. Pune pâine. Cât e acolo? 3 lei. Integrală, 3 lei. Bun, 3 lei pâine integrală. Mai departe, o să luăm și niște fasole. Aha. 12,50. 12,50, dar ce faci cu ele? Ai un plan? Ce faci cu păi fasole? Am un plan, să fac aici un coș sănătos pentru mai multe zile. Ok, bun. Hai să pentru vedem. Pentru că, uite, deci fasolea asta, de exemplu, îți ajunge o grămadă de timp. Okay. Da? Mai departe, haideți să punem și niște legume. Hai să băgăm legume. Legume. Avem nevoie de mai multe legume ca să facem mâncare gustoasă. Păstârnac, 7,90. 7,90 bucata. Bun. Plus morcov, 7,90. 4 lei kilogramul. Eu pun câte unul. Bun, pune câte unul, dar avem un kilogram. Avem un kilogram, da? Ca plus să nu îmbrăm foarte tare coșul. Pune usturoi. Usturoi cât punem? Pune hai să punem un leu o legătură. 39. Ok. Un leu plus 39. Un leu 39. Punem și niște roșii. Un kilogram. Un kilogram de roșii, avem 8 lei. Fii atent, vreau să iau și niște sos de roșii, pentru că o să avem nevoie pentru să faci pentru fasolea. Cât costă? 5 lei. Plus 5 lei, ok. Carne. Carne, ok. Hai că am ajuns la ce trebuie. Deci avem 46 de lei deja. Niște carne de pui. Cât aveți kilo, doamna Carmen? 25 de lei. 25, dar o găsesc și la un 25. Preț mai mic. Ok, avem 71 de lei deja. Lactate, n-am luat lactate. Așa, sunt ce e? Important într-o alimentație sănătoasă. O hai să luăm iaurt? Hai să iau chefirul ăsta, că e 3,60. Da. Nu, iaurtul e 3,60. Bun. Hai să punem 4. Plus brânză? Plus, nu, hai să luăm chefirul, că e 5 lei. Bine, hai să luăm chefirul. Plus 5, Carmen, să știi că ai ajuns la 80 de lei. Mai 80 am de la lei. 20 de lei. 20 de lei mai am, fii atent ce o să fac. Aș putea să iau niște condimente, dar astea pot să iau semințe și să mi le plantez acasă. Că dacă le iau așa, o să fie mai scumpe. Ok, dar cât ar fi semințele să ni le plantăm? Stai un pic, uite, avem și varianta asta și zicem, punem, calculăm semințe. 3,70 pune. Ok, ce avem? Ok, avem condimente la pungă direct. Hai să zicem plus 4 lei. Plus 4 lei. Cât mai am? Păi 80, mai ai încă 15 lei. Încă 15 lei. Niște luăm fructe. Hai să luăm fructe. Ia să vedem ce fructe putem să luăm de 15 lei. Avem pere la 11 lei. Hai să luăm jumătate de kil. Deci hai să pun plus 5,5. Plus hai să luăm hai un kil de mere. Să luăm și niște mere. Avem 5 lei kilogram. 5 lei.
Plus 5 lei, Carmen. Cât avem? Avem 95 de lei. 95, stai un pic, că putem să mai luăm ceva. Trebuie să mai luăm apă. Apă, corect. Bun, hai să luăm și niște apă. Foarte importantă într-un stil de viață sănătos. Bun, și avem am și ajuns cu încă 5 lei. Oameni buni, avem coșul de 100 de lei. Ăsta este un coș. Este mai mic la noi pentru că nu am pus, n-am pus kilograme de fiecare dată, dar ar fi undeva la două coșuri de acest fel. Repetăm, prețurile variază de la oraș la oraș, de la supermarket la supermarket, dar aproximativ cu 100 de lei poți să-ți iei lucruri care cresc în pământ. Poți să-ți iei lucruri pe care trebuie să le gătești acasă. Și foarte important, dacă în 80% din timp faci lucrul ăsta, poți să-ți permiți în restul de 20% să mai greșești, să mănânci un lucru mai nesănătos, să te duci la restaurant. Ce faci aici? Hai să vedem. Ce mănânci de aici? Aici poți să-ți faci o supă, poți să-ți faci o friptură, poți să-ți faci o fasole gătită. Poți să mănânci un fruct după aia, ai iaurt. Poți să-ți faci salată cu demult. Poți să-ți faci mămăligă. Și noi vorbim de mâncatul sănătos care e scump. Bine, bine, dar cu ce-l comparăm? Dacă stai să-l compari, de exemplu, cu tratamentele, cu medicamentele pe care le-ai cumpăra, dacă te-ai îmbolnăvi de o afecțiune pe care poți să o previi mâncând sănătos, având un stil de viață sănătos, atunci nu mai mi se pare deloc scump. Pe termen lung, da, îmi place foarte mult comparația asta, da? Și sunt tot felul de calcule în diverse state, dar se spune că în medie un leu cheltuit pe mâncare nesănătoasă te va face să cheltui de 10 ori mai mult, 10 lei, pentru tot ce înseamnă tratament, pentru tot ce înseamnă dificultatea de a te deplasa, pentru tot ce înseamnă tratament, să zicem, pentru bolile psihiatrice pe care mâncarea nesănătoasă și stilul de viață nesănătos ți le ne mai vorbim de suferința, de disconfortul pe care ți-l provoacă o astfel de afecțiune care nu poate fi, care nu are preț. Deci, oameni buni, iată aici coșul, medicul, unde avem mâncare sănătoasă cu 100 de lei. Carmen? Și avem verdictul final. Mitul nu este adevărat, mâncatul sănătos nu e scump deloc. Nu e scump, mă duc în platou să sparg acel balon.